Salutare tuturor și bine am venit la un nou episod cu un nou nivel de data asta. Iar avem de ăștia cu găleată, cu tot ce vrei încă, bam, 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 bam. Cam asta e loadout-ul nostru. Aoleu, am uitat să pun floarea soarelui. Pune rapid, n-am mai jucat și am uitat, efectiv. Slăban și eu ce să fac, n-am că să fum. Fac și tot ce pot, băieți. Mam, hai soarele la rapid să pot spun unde stă un key shooter. Vine zombalăi, băieți. Prins! Ok, o să avem un wave rapid și trebuie să ne ocupăm. Într-o lucire și că ceva. Nu știu sigur ce ar trebui să fac. Vreau să ne grăbim cu placement-ul ăsta, hai mai repede cu soarele ăla. E, na, e la risc ce fac eu acum. Să pun două rânduri. De floarea soarelui, gen. Știți și voi că, na. Îmi place să joc la risc, după aia să pot să-i bat ușor. Gen, acum îmi vine mult soare. Și pot să mă apăr și de asta. Și mai pun o floare soarelui. Gen, pe wave-ul ăla pot să dau cu cireșica dacă strâng bani de ea. Bani. Doamne. Episodul trecut am zis elixir, acum zic bani. Soare, frate, soare. Nu mai sunt obișnuit cu... Da. Mai pun o floare soarelui aici. Soare, tată. Hai încă un soare pe aici. Frumos. Mai bag un de asta. Acum aș vrea să strâng și de double pishooter. Pishooter gen de asta dublu. Acum gen să-mi vine elixirul, bam, elixirul. Soarele mă frate, soarele, hai odată. Ăla trage cu câte două, e mai periculos de fel. Ah, fric, pe jos, pe jos, pe jos, rapid, rapid, rapid. Rapid ceva. Am făcut să sară peste. Ca să nu mai încreze te probleme. Că n-am chef de el. Pe bune, chiar n-am chef de el. Pe sus punem double pișută. Repeater. Că jos abia a murit ăla. Poate să s-a murit rapid. Upsi. Punem așa. Cea mai bună apărare, îl ține departe gen. Ăla se mișcă greu până vine. Și practic îl ține la distanță. Acum pentru wave-ul ăsta cred că o să mă ajute cireșica. Na, vine și mult soare de la ăștia. Hai să mai pun un de-asta aici. Pe jos oricum o să-i țin mult pe loc. Nici nu cred că am nevoie de cireșica, by the way. Gen, cred că pot să mă descurc. Da, îi bade, îi usuc. Acum ar fi, eu aș vrea să mai pun un rând de asta. The freezing pin. Ah, am pus perfect aia acolo. Pentru că venea un nebun de la care alergă. Mai punem una aici. Una sus trebuie. Hai veniți de la mine soare. Ăla așa. Ăla o să sară peste gen și o să... Și țeapă. Sau țeacă. Cum se zice în zilele astea. Hai mă odată cu soarele ăla. Așa. Perfect. Sorinel. Aolo, băiatul cu găleata, fiți atenți aici. N-a păzel. Băiatul cu găleata. Avem și pe săltărețul.
Nu știu ce planuri au ăștia. Aș putea să mai pun o rând de pișutare de-astea. Repeatere. Bă, eu îmi fac aici apărarea. Văd că mai mult sunt... Bine, cea mai bună apărare e atacul, nu? Cea mai bună defensivă e ofensiva, nu așa se zice? Până la urmă, într-un fel ai dreptate, adică nu poți să te aperi pentru totdeauna. Așa că încep tu să ataci. Nici nu mai dăm cu aia, cireșica. Uite, îl mai pun pe nebunul ăsta aici. Și că vine huge wave of zombies, eh? That's a funny idea. O glumă foarte bună, zic eu. Aici jos, nicio șansă. Dacă le mai dau eu și așa, s-a dus de mult. Ăla sus cu găleata e pa-pa. Poți să ai tu 10 găleți în cap, băiatul meu. Ce-am primit? O scrisoare? Da, prea bună defensiva asta. Salut, suntem la un pas de a lansa un atac care se concentrează pe casa ta. Cu sinceritate, zombie. Un atac gen full all out, gen... Pă, mulți. Bine, după aia cred că îți bagi altă unitate sau ceva. Aia în ce unde aici. Na, punem asta aici. Double pea shooter. Nu știu unde ar trebui să-l pun. Ușor random. Un walnut pe aici. Aia ar trebui să se ocupe de amândoi, zic eu, totuși. Mamă, câte cireșe. Nu, no, se ocupă doar de unul. Well, shit. Pune asta aici, să-i sparge în creierul. Una aici. Îmi dă numai cireșe mie. Bine, avem și pișutele de-astea. Ăla cu două ar trebui să-și facă treaba bine. Mai ar trebui să fie niciun impediment. Punem și nuca asta pe acolo. Avem unul cu găleata sus. Hai să luăm niște value. Ok, avem un... un ciungus de ăsta. Punem o bombiță de asta aici. Mai pun una în fața linii de apărare. Punem pișutere peste tot, aici, pe jos, dacă o să avem nevoie. Nu știu, aici. Pău. O să pun aici să mă apăr de asta cu găleata lui. A, nu, pare să fie cine știe ce nivel prea greu ăsta. Hai să ne ocupăm aici. Scăpăm de ăla care sare când am chef de el. Acum chiar n-am chef de el. Gen, pot să pun niște plante de-astea. Hai să le arăt pe aia grară. Bău. Oh, avem aici spișutere. Bun, bun. A, la fix mi-a venit cireșica. Fix când veneau ăștia cu atacul. Hai să-i servesc un pic. Boom. Și mai dăm una. Boom. Ăla e ca și mort. Cu săritura lui. Nu are nicio șansă. Ce pe bune acum. Eu nu-i dau nicio șansă lui. O să scoatem astea să punem așa. Gen pot scos și aici să pun așa. Punem nuci de-astea peste tot. O să umplu harta de nuci. Gen nu mai am unde să pun tișutele. Dar nuci pot spun peste tot. E tare și nivelul ăsta în felul lui. A, ce-ai făcut? Ai sărit dintr-unul că ai dat de altul.
Hai să învățăm minte pe ăștia. Mai pun un pișuter aici. Nici nu știu de ce mai e cine. Imediat îi rup pe ăștia în două. O, da, stai aici așa să fie perfect. O să pun aia pe încetine și un pic. I-am prăjit. Pun asta aici. Să nu mai fie nevoie de nimic altceva. Așa o să mă relejer. Un repeater aici. Na, s-a liniștit vremea. A huge wave of zombies is approaching. Ba las. Hai să vedem cât de huge. Nu știu eu dacă pun eu una aici, una aici, mai bag una aici. Ăla a fost huge wave-ul. Nu prea a fost huge, ha? Ce să zic? Oh, l-am făcut rost de... Cipercuța Bloom and Doom Seed Co. Shoot? Puh, shoot, short range for the enemy, da, e cu sport. A venit noaptea, băieți. Ia stați. Mai jucăm în episodul ăsta, ce să zic. Sau, nu băieți, știți ce, cred că o să vă las pentru episodul următor. Îmi pare rău, dar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa.